În perioada 22-24 iunie, polițiștii prahoveni împreună cu celelalte structuri specializate vor fi la datorie pentru ca mini-vacanța din perioada sărbătorilor rusaliilor să fie marcată de evenimente cât mai plăcute pentru comunitate. Recomandăm tuturor cetățenilor să adopte o conduită preventivă și să respecte indicațiile și măsurile legale ce au ca scop protejarea sănătății, a vieții și a bunurilor. Le recomandăm să respecte indicațiile polițiștilor rutieri care se află în trafic pentru siguranța tuturor. Polițiștii Inspectoratului Județean de Poliție Prahova îi sfătuiesc pe părinți să discute deschis și să învețe pe copii cum să reacționeze în situațiile în care se rătăcesc și să se asigură că ei cunosc numele părinților, numerele de telefon, precum și adresa acestora. Când plecați în vacanță, pe litoral, la munte sau în alte zone turistice, nu lăsați copilul să se joace nesupravegheat, mai ales în zonele aglomerate. Polițiștii prahoveni vor efectua controle îndeosebi în zonele cu aglomerări de public, în scopul prevenirii infracțiunilor comise cu violență, a tâlhăriilor, a infracțiunilor de furt din buzunare, din autoturisme, dar și pentru monitorizarea situațiilor conflictuale și aplicarea măsurilor legale care se impun. Dacă lipsiți de acasă o perioadă mai lungă, nu postați pe rețelele de socializare locul în care vă aflați pentru a furniza informații voților de locuințe. Fiți prudenți în relațiile cu persoanele nou cunoscute și nu vă expuneți bunurile de valoare. Pasionaților de drumeții le recomandăm să fie echipați corespunzător și să nu ignore posibilitatea întâlnirii cu animalele sălbatice pe trasele turistice. De asemenea, celor care vor să participe la activități de picnic, le reamintim că trebuie să respecte atât natura, cât și prevederile legii privind desfășurarea unor astfel de activități. Concomitând cu misiunile de asigurare a ordinii publice, jandarmii vor participa în perioada amintită și la cele de menținere a ordinii publice, atât în sistem integrat, cât și independent. Pentru că această perioadă coincide cu începerea vacanței de vară, perioadă în care mulți dintre cei care vor rămâne dintre copii vor rămâne nesupravegheați pentru intervale mai mari de timp pe parcursul zilei, le recomandăm părinților să aibă cunoștință de anturajele în care umblă copiilor, să se informeze permanent unde și cu cine se află aceștia, să le vorbească despre riscurile la care se expun dacă pleacă de acasă fără să anunțe și sau se alătură unor cercuri vicioase, să îi supravegheze cu atenție atunci când se află în zone aglomerate, iar copiii să cunoască numărul de telefon al unuia dintre membrii familiei pentru a-l comunica forțelor de ordine în caz de nevoie. Pentru ca aceste zile de relaxare să nu fie marcate de evenimente neplăcute, pompierii prahoveni vor fi la datorie pentru a asigura un răspuns eficient în cazul producerii unor situații de urgență. ISU Prahova recomandă respectarea cu strictețe a regulilor de apărare împotriva incendiilor. Astfel, la sosirea în unitatea de cazare, studiați planul de evacuare în caz de incendiu. Informați personalul de la recepție dacă identificați căi de evacuare blocate. Verificați modalitatea de deschidere a ferestrelor. Pregătiți focul doar în spații special amenajate, cât mai departe de vegetație. Înainte să plecați, stingeți focul cu apă și acoperiți cu pământ cenușa rezultată. Peste 1200 de polițiști vor fi prezenți în această perioadă în zonele cu aflux mare de persoane, inclusiv în parcuri, zone de agrement și lăcașuri de cult.